Bună frumoasele mele și m-am găsit la un nou video, astăzi pentru voi un vlog. Sunt aici la Caravana Frumuseții, organizată de Pro Beauty Shop. Sunt aici cu prietena mea, Raluca. Zi ceau! Ceau! Așa, și mai așteptăm încă o cititoare care a câștigat un concurs pe Facebook ieri. Să vină să ni se alăture. Și Caravana Frumuseții e organizată de Pro Beauty Shop de câțiva ani, deja e o tradiție și se organizează în mai multe orașe din țară. Anul ăsta se încheie chiar aici la Oradea, suntem aici la Ramada și fiecare seminar ține de la ora 10 până la ora 3, dar în săli diferite, adică se împarte pe machiaj, păr și manicură. Și bineînțeles, noi am optat pentru machiaj, fiindcă și Raluca se ocupă și de păr și de machiaj, bine, e mai diversificată, așa, dar ea se pricepe și la manicură și la păr, dar eu rămân doar pe machiaj. Da, de-abia aștept să înceapă, v-am zis, ține până la 3 dimineață, m-am machiat super rapid. Ce am folosit? Am folosit un fond de tinte de la Vichy, o pudră Makeup Forever, fiindcă mi-a plăcut foarte mult cum mi-a fixat machiajul, aceea Makeup Forever HD. Ca și corector mi-am pus un cel nou de la Catrice, camuflaj lichid, dar ieri am încercat să-l fixez cu o pudră Hourglass și bineînțeles nu mi-a plăcut absolut deloc cum a fixat corectorul. E mai mult doar așa pentru iluminare, în rest corectorul a crăpat și n-a ținut absolut deloc. Așa, ca și blush, în schimb, îmi plac produsele de la Hourglass, asta am folosit pentru azi, la fel și iluminatorul. Și pe buze am un ruj de la NARS Audacious Lipstick în nuanța Charlotte, dacă nu mă înșel. Și bineînțeles mi-am tras doar o linie de duș cu Inglot numărul 77. Bun, și acum să vă arăt cu ce sunt îmbrăcată. Am un blazer de la SHEINSIDE, o bluză albă simplă și niște pantaloni țigaretă, pantofii sunt de la Zara. Și am să rog acum pe Raluca să îmi filmeze outfit-ul, să mă vedeți în întregime. Ok, și am să mai filmez încă de la seminar câteva imagini ca să vă arăt. Dacă voi reuși să merg și la celelalte seminarii, am să filmez și acolo, dar nu promit nimic, fiindcă asta mă interesează cel mai tare. Dar oricum, voi face multe poze, multe imagini și de asemenea am să vă las părerea mea la finalul acestui vlog. Sper să vă placă! Pupici! Ok, s-a terminat prima parte a cursului și vă voi arăta imediat modelul dacă n-a plecat. Prietena mea a plecat și acum a venit și cititoarea care a câștigat concursul, Cristina. Ciao. Bună! Așa, și urmează încă o sesiune de machiaj, acum avem pauză și vă arăt imediat și produsele Makeup Factory care îmi plac foarte mult, dar mi-am făcut o listă cu niște produse noi de care n-am știut și care acum neapărat trebuie să le încerc. Și da, hai să vedem acum produsele. Thank you.
Hei, am ajuns acasă, m-am schimbat și mâncat între timp și am primit și o diplomă de la cei de la Pro Beauty Shop. Personal a fost un seminar foarte frumos. Am văzut, am ajuns să trec și puțin pe la păr. Au fost niște coafuri foarte profi, foarte frumoase. Machiajele care le-am văzut au fost foarte frumoase, super profi. Mi-am făcut deja o listă cu produse pe care vreau să le încerc, să le comand de la Makeup Factory, fiindcă doar cu asta s-a lucrat astăzi, cu cele high-end. Și le-am și testat pe mâna, le-ați văzut în clip, sunt foarte bune, foarte pigmentate și extra rezistente. De ce sunt eu dezamăgită să se rujul ăsta de la NARS, care nu rezistă deloc? Deci trebuie să mi-au aplicat vreo 5 straturi să fie cât de cât ok și să reziste, dar la prima gură de cafea sau la prima gură de ceai sau de mâncare, după cum te se vede și acum, a rămas doar cu un contur, ca o, cu o ramă. Ceea ce nu e ok deloc, fiindcă cred că și un ruj Oriflame mă ține mai mult. În fine, să trecem peste. Da, sper că v-a plăcut acest clip și dacă mai vreți să vedeți alte clipuri, cu siguranță am să vă duc cu mine și în alte locuri când se vor fi ocazii. Până data viitoare, fiți frumoase, vă pup! Pa, pa!